Pentru Comuna Bălteni, faptul că se află amplasată în coasta municipiului reședință de județ nu reprezintă un handicap. Ba, dimpotrivă, primarul Unității Administrative Teritoriale, Relu Brașoveanu, are amănunte. Aș putea spune că este o provocare. Este mult de muncă, avem tot timpul proiecte, avem și cu ce ne lăuda, avem și de ce ne întrista. Sunt toate adunate, dar întotdeauna credem că le putem face față și mergem tot înainte, cum spune un proverb. De bucurie e că am realizat niște proiecte benefice pentru comunitate, cum ar fi asfaltare, străzi, alimentări cu apă, poduri și podețe, școli, grădinițe, dispensar. Avem multe în derulare, avem acum un proiect în derulare împreună cu Consiliul Județean, drumul strategic la care se lucrează. Mai avem determinat o alimentare cu apă, cred că în cel puțin o lună jumătate o terminăm. Avem un proiect ambițios, gaz metan, care am concesionat terenul acum 2 ani, în mai se împlinesc 2 ani, dar din cauza pandemiei, din cauza unor colegi, aș putea spune, am întârziat un pic, dar nu ne dăm bătuți, continuăm. Anul ăsta cred că o să instalăm SRM-ul. În zona Mărășeni deja a fost instalat gazul la aproape toate gospodăriile și la blocul de la Brudoc. Urmează continuarea Bălteni și Bălteni-Deal. Cred că sunt în grafic cei de la societatea care realizează acest proiect. A lucrat toată iarna cât a permis vremea. Vremea a ținut cu ei, cu noi, pentru că beneficiarii finali acestui proiect sunt oamenii din Comuna Bălteni. Aproape 10 km de drum, dați seama că nu e ușor. Și, deci, drumul strategic este finanțat de Consiliul Județean, dar beneficiari suntem noi cei din Comuna Bălteni, care am contribuit și noi cu ce s-a putut. Da, este un motiv de laudă, deci noi ne duream drumul ăsta de ani și ani de zile, dar uitați că acum, chiar dacă s-a turnat doar primul strat, noi suntem mulțumiți. Într-adevăr, a fost unele inconveniente atunci când a fost făcut drumul, a plouat, s-a mai întâmplat anumite incidente, n-au mers mașinile cum trebuie, dar uitați că acum se poate circula și în 2 minute ai ajuns în capătul celălalt. Deci este un drum scurt, dacă vrei să o iei, să ajungi în 2F către Bacău, în 4-5 minute ești acolo. Nu mai înconjori, traficul este mai redus, mai avem 2 proiecte de asfaltare, unul din ele a fost depus la FDI, ambele au fost depuse la CNI, acum ambele sunt depuse la pe Angel Salin. Depuse, da? Unul din aceste proiecte este în stadiu de licitație de acum 2 ani de zile, cu autorizare de construire eliberată și prelungită, și noi sperăm că anul acesta vom pune în practică tot ce a mai rămas din drum. Dacă realizăm drumul ăsta care este licitat, deja putem spune că avem 90-93% din comuna asfaltată.